Nu știu ce s-a întâmplat în această dimineață cu traficul din municipiul Chișinău, dar suntem obișnuiți în zilele de muncă să fie foarte multă mașină. Ambuteiaje pe toate străzile din capitala Republicii Moldova. Aceste ambuteiaje și neatenția, dar poate și somnolența, creează multe situații de accident și în foarte multe cazuri accidente. O parte dintre ele sunt minore. Ce facem în astfel de cazuri? Cum putem interveni? Vom discuta în această dimineață alături de mine domnul Maxim Gânga, jurist. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața. Bine. Sunt mai multe modalități de a rezolva o problemă în urma unui accident, de la calea amiabilă pe care o găsim inclusiv în legislația Republicii Moldova până la intervenția deja forțelor de ordine, făcând referire desigur la poliție. Da. Vreau să ne spuneți cum pot fi divizate cele două și în ce cazuri avem aceste posibilități. Da, bună dimineața tuturor! Fericitări cu ziua muncii, 1 mai. Conform legislației în vigoare, lege cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civil auto pentru paguri provocate de vehicule, pentru un accident rutier care se provoacă, sunt două căi pentru a soluționa. În primul caz, noi putem apela fie că poliția, sunt la 112, sau constatarea amiabilă, conform legislației în vigoare. Dat fiind faptul, aceste două cazuri depinde de însăși de proprietarii autovehiculor. În primul caz, dacă oamenii doresc să fie chemată poliția, nicio problemă. Ea poate fi chemată și, în cazul dat, după timp, ea va dura mai mult timp decât fiind o consultare amiabilă. O consultare amiabilă constă în faptul că dacă persoanele au decis să nu apeleze poliția, ei au un formular când încheie un contract de asigurare de la compania de asigurare. Compania de asigurare le dă un formular pentru fiecare parte, în două exemplare pentru fiecare parte. Formularul dat prevede mai multe detalii ce ține de numărul vehiculului, proprietarul, numărul din certificatul de înmatriculare, contract de asigurare, cine este asiguratorul. În cazul dat, dacă oamenii până la urmă au hotărât să fie încheiat un constatare amiabilă, ei sunt obligați din momentul producerii accidentului să anunțe asiguratorul în timp de 48 de ore și sunt obligați în timp de 2 zile lucrătoare să se apropie ambii la asigurator. Asiguratorul persoane care recunoaște că ar fi de vină. Sau, de lege prevede, fie că care este de vină sau persoana care este păgubită. Lege prevede două variante. Sau. Foarte important să facă poză înainte de a merge este, la asigurator. Da, sunt mai multe condiții acolo. În primul rând, consultarea amiabilă putem face doar când nu este o vătămare corporală. În doilea caz, când persoanele singuri au hotărât să încheie amiabil acest acord. În al treilea rând, să facă poze cât este posibil. Dacă sunt martori, este binevenit să fii martori încheiat. Să se prezinte ambii. În caz contrar, dacă nu se prezintă, sunt careva consecințe negative pentru o parte. Totuși, legea prevede că asiguratorul este obligat să achite părții păgubite de despăgubire, dar sunt și condiții pentru care, ca să se respecte, este necesar să fie. În cazul tuturor accidentelor putem face această cale amiabilă? Da, este o prevedere în articolul 13 legea, care am numerat mai sus, ca suma să nu depășească o limită acolo 100.000 de euro, adică asta este. Bine, lucrul ăsta îl constatăm alături de asigurator pentru a înțelege dacă suma a depășit sau nu? Ei sunt iarăși moment în cazul în care să nu periclităm circulația rutieră, noi din momentul producerii accidentului nu ne lămurim cu persoana vinovată și pe gubitul, facem poze cât mai urgent este posibil și ca să nu periclităm trafic rutier, ne deplasăm și asta. Dar să fie clar văzut și numele de înmatriculare, cum s-a produs accidentul și așa mai departe. Asta. Bine, pe acel formular de constatare amiabilă există și o zonă unde trebuie făcut schematic. Da. Referitor la schemă, da, iarăși după poze făcute de ambii proprietari, noi facem o schemă cum noi o vedem și respectiv este important, foarte important, detaliile necesare care s-au produs, cum s-au produs și datele, pentru că în caz contrar să fie scris lizibil, să fie totul legal pus, pentru că în caz contrar iarăși apar consecințe negative. Pot să apară. Da, și e important că acel formular să fie semnat de ambii. Da, în două exemplare, cum și-am menționat, dar și încă un moment important, fiecare persoană să fie de acord să vină asta și compania de asigurare dă o
confirmare, o recepționare, precum că persoana s-a prezentat și de un listă ce a prezentat. Da, vreau să ne spuneți, într-o speță, în cazul în care doi șoferi au decis pe calea amiabilă să rezolve problema accidentului minor, depun acea cerere la compania de asigurări, ulterior unul dintre șoferi, poate cel care a avut păgubitul din acest caz, se resimte și din punct de vedere fizic. Pot fi făcute modificări? Poate să apeleze la poliție după acest lucru? Nu. Trebuie să o facem de asta prevede instant. Da, constatarea mea prevede că să nu fie vătămări careva corporale. În cazul adică, în care nu am simțit, din cauza emoțiilor, din cauza adrenalinei, nu am simțit atunci, pe moment, dar ulterior, resimțim spre seara sau a doua zi. Ulterior, deja noi putem invoca ca răspundere delictuală și deja direct la proprietarul mașinii. Adică noi nu putem face legătură ca referitor la accidentul dat. În cazul în care nu ne înțelegem, pentru că se întâmplă adesea ca fiecare șofer să creadă că a avut dreptate din diverse motive, ce facem în astfel de momente? Dacă nu ne înțelegem, cum prima variantă, iarăși chemăm poliția. Poliția face un dosar contravențional, tot iarăși inspectează, face foto, toate actele trebuie să prezentăm, contract de asigurare, certificat de înmatriculare, permis de conducere, raport tehnic de evaluare, adică toate documentele, după care îi transmit la compania de asigurare și dacă persoana nu este de acord cu suma despăgubirii până la cap care va fi socotită de, calculată de compania de asigurare, el este îndrept să se dreseze în instanță de judecată și să-și apere dreptul sale. Se întâmplă des ca unele dintre persoanele păgubite să nu fie de acord cu suma pe care o oferă compania de asigurări? Da, sunt așa cazuri, dar și până la urmă, oricum, compania de asigurări propune careva sumă, cum propune o sumă, oricum ei achită suma, legea obligă să achite, iar dacă persoana păgubită nu este de acord, ea este drept în instanță și să apere dreptul și să valorifice dreptul. Și ulterior instanța decide dacă suma poate fi mărită sau nu. Da, asta poate dureze ani de zile. În fond, prima instanță, apel, Curtea Supremă. Înțelegerea amiabilă fără acea hârtie, în care cei doi și-au strâns pur și simplu mâna și au mers mai departe. Îmi dau seama că este forma cea mai simplă? Cea mai simplă deja ține de persoane. Este posibil, nicio problemă pe loc, dacă omul nu are timp și nu vrea să completeze, au hotărât împreună, au telefonat la un service repejor și persoana are bani pe loc, care e problema? Eu recepi s-a scris precum... Legal se permite astfel de lucru? Da. Vă întreb acest lucru pentru că s-a întâmplat. Legal, adică prevăzut de părți, adică părțile așa au hotărât. Dar legea prevede altă penalitate. Da, și în cazul în care mai au și o recipisă, atunci... Da, recipisa are o forță probantă în instanță judecată, nu trebuie nici era autentificat, nu trebuie legalizată și nu trebuie, nu, adică... În cazul în care, în această speță, în care cei doi amiabil, verbal, fără a nu îndeplini nimic, s-au înțeles într-un accident minor, iar pe aceeași arteră, în spate, este poliția rutieră. Și aceștia, sigur, văzând acest accident, doresc să intervină. Ce ar putea să facă aici, dacă sunt obligați să se legitimeze și dacă se acceptă această înțelegere amiabilă? Da, dacă poliția a văzut cazul și s-a apropiat, dar părțile au constatat că s-au hotărât să încheie constatarea amiabilă conform legislației, având formularul dat, poliția anunțând, spunând, s-au înțeles părțile și adică poliția este okay. Lasă pace. Vreau să vă întreb și în cazul pietonilor, da. În cazul accidentelor minore, pentru că în cazul accidentelor nefericite mai gravă, cu toții conștientizăm faptul că poliția trebuie să intervină și în acel moment, din păcate, în foarte multe cazuri, trebuie să intervină și ambulanța. În cazul tamponărilor minore, din vina șoferului, ce poate face pietonul? Pietonii trebuie să anunțe, în primul rând, poliția, fotografiază mașina, numele din numele. Se întâmplă că poliția, mașina a accidentat minor și a plecat. Exact. Atunci, numai decât poliția, în primul rând, dat fiind fapt, bine să fie cameră, dacă ar fi luat vedere și cumva să-l găsească. Dacă omul este cu bună soveste, se oprește, ajută, poate pleacă și la spital, sau... dar oricum poliția este necesar de a fi chemată în oricum. Și după care iarăși se investigează cazul, și persoana este în drept să-și ceară o despăgubire. De la compania de asigurări, ceea ce cunosc. Compania de asigurări la fel este implicată în astfel de momente. Da, sau prin regres, dacă persoana adică este vinovată ca personal, adică ca o persoană fizică, fie că persoană fizică, către persoană fizică, personal, înaintează care au pretenții, fie că prin asigurare.
Și în cazul altor mijloace de transport, îmi dau seama că e exact aceeași procedură. Și am să vă întreb pentru trotinetele electrice pe care le avem, pentru mijloacele transport, nu știu, biciclete, putem îndeplini acea cale amiabilă cu șoferul? Vorbim de acel formular? Acolo nu este aceasta. Nu, nu doar, trebuie să fie doar autovehicule. Da. Da, doar autovehicule. Da. Ca pentru să... că, conform legislației în vigoare, prin accident este un eveniment neprevăzut, dintre care trebuie să fie implicat cel puțin un vehicul, autovehicul, adică asta. Bine, ar fi foarte bine nimeni să nu aibă niciodată nefericirea de a fi implicat într-un accident, indiferent acum cât de major sau minor nu ar fi. Dar vedem că sunt aceste tamponări, inclusiv motivul ambuteiajelor, unele dintre ele foarte minore. În unele cazuri vedem cum șoferii găsesc foarte rapid acea cale de înțelegere amiabilă și în alte cazuri este nevoie să intervină și poliția și să creează ambuteiaje și mai mari. Dar... Da, personalul a avut și așa cazuri și așa cazuri tot, adică și după timp, da, sigur că eu sunt foarte bine venit această constatare amiabilă, pentru că într-adevăr nu durează atât de mult timp, parțilerii pe jur au hotărât, s-au dus la compania de asigurare, a completat, a prezentat actele și compania de asigurare a deja și ea în lucru. Compania de asigurare are un anumit termen în care trebuie să livreze banii despăgubitului? Da. Compania de asigurare, conform legislației în vigoare, 30 de zile dosarul, adică îl pregătește și în timp de 30 de zile trebuie să dea verdictul, adică ce sumă și în timp de 10 zile lucrătoare să achite despăgubirea. Dacă persoana nu este de acord cu suma, scrie o cerere în timp de 5 zile lucrătoare și tot în 5 zile lucrătoare compania trebuie să dea un răspuns. Dacă nu este de acord, în instanță. Foarte important să știe cei de acasă, cei care nu au avut până acum accidente rutiere în care să trebuiască să ajungă la companiile de asigurări. Compania de asigurări face și o verificare independentă pentru a vedea care sunt pagubele autovehicului. Da. Iarăși, companie, după lege, noi avem dreptul fică să apelăm la serviciul companiei de asigurări care permite, care ne propune fică noi să luăm banii și singurii să reparăm mașina. Aici este alegerea fiecăruia în parte. Da, da. Mulțumesc mult pentru dialogul în această dimineață și sperăm ca cei de acasă să nu fie nevoiți să îndeplinească acel formular amiabil și nici să... Să ferească Dumnezeu de toate cele rele și numai un drum ușor și fără ambuteiaje. Așa este, fără ambuteiaje și fiți foarte atenți și unde parcați mașinile, pentru că s-ar putea să faceți o călătorie nedorită până spre comuna Trușeni. Și în același timp țineți cont de legislația în vigoare, nu consumați băuturi alcoolice pentru că sunt strict interzise, în mod special în această perioadă a sărbătorilor pascale. Trebuie încă o dată să fim raționali și să ne reamintim de aceste reguli ale circulației rutiere.